Bine v-am regăsit, iată care sunt principalele evenimente ale zilei. Consiliul Județean Suceava, prin intermediul Centrului Național de Informare și Promovare Turistică Suceava, va participa în perioada de 5-8 martie 2015 la Târgul de Turism al Republicii Moldova, ce se va desfășura la Palatul Republicii. Târgul de Turism își propune să reunească o gamă variată de atracții turistice, atât din Republica Moldova, cât și din străinătate, incluzând turismul cultural, rural sau de business, turismul de tratament, destinațiile exotice, croazierele și turismul de aventură, nelipsite fiind accesoriile și gadgeturile necesare în orice călătorie. Consiliul Județean Suceava va participa la acest eveniment cu stand propriu, cu o suprafață de 8 metri pătrați, principalul obiectiv constituindu-l promovarea Paștelui în Bucovina și a ofertelor turistice specifice sărbătorilor pascale, dar și a ofertelor turistice ale agenților economici pentru anul în curs. Pentru a asigura o mai bună vizibilitate a tradițiilor și obiceiurilor pascale din zonă și pentru a crește atractivitatea acesteia, în stand va fi prezent și un meșter popular care va oferi pe toată durata târgului demonstrații de încondeiere a ouălor.